În municipiul Orăștie se află în derulare un proiect care vizează construirea unui număr de 60 de locuințe sociale. Conform lui Ovidiu Laurențiu Bălan, primarul municipiului Orăștie, sunt șanse foarte mari ca aceste locuințe sociale să fie finalizate și predate beneficiarilor în cursul anului viitor. Avem în investiție acum un proiect în implementare cu 60 de locuințe sociale. Se lucrează la acest obiectiv de investiții, banii vin din fonduri europene, o parte din contribuții ale administrației publice locale. Sperăm ca anul viitor să finalizăm aceste locuințe și să poată fi date în folosință beneficiarilor. Finanțarea europeană a acestui proiect de construire de locuințe sociale în municipiul Orăștie este asigurată prin axa prioritate 13.1 și are o valoare de aproape 17 milioane de lei.